Eu cam prin ce trec jucătorii de la Dinamo, am trecut la Astra. În sensul că, închipuiți-vă, noi am jucat la, am luat campionatul și totuși noi aveam performanțe, adică spre deosebire de Dinamo acum. Noi la Astra luasem campionatul și eram cu vreo 4 luni întârziere cu banii. Banii de pe campionat care l-am luat în mai, am luat în martie următorul an, cu judecată, cu procese, cu încă o chestie. Asta e la noi în țară, deci cu dreptatea în mână, stai vreo 9 luni până ți-ai bani. Și am trei lucrurile astea. Numai că noi, la Astra, și ăsta a fost marele merit al lui Șumudică, el s-a înconjurat de jucători care erau stabili din punct de vedere financiar și erau pe finalul carierei. Și nu mai jucam acum noi pentru bani, să zic așa. Ne plăcea, era o atmosferă bună la echipă, aveam rezultate. Planul financiar era în linia a doua. Și noi am știut să facem separarea asta. Adică, mă, putem juca în condițiile astea. Fără bani? Da, ne asumăm. Nu? Plec acasă, nu mă oprește nimeni ca fotbalist să spun stop, da? Și atunci, ori, cum am făcut la Chiajna. Eu, de exemplu, la Chiajna mai aveam 2 luni de contract. Nu mi-au convenit niște lucruri, mi-am reziliat contractul, am renunțat la toți banii care aveam de luat și am plecat acasă. Deci mai aveam 2 luni de contract și mai, deci 2 luni de contract și mai trebuia să stau 15 zile la echipă. Adică în 15 zile s-au luat vacanță și mai aveam de luat salarii, prime, tot, doar dacă mai stăteam 15 zile. Și m-am dus, le-am spus, dom'le, nu-mi place ce faceți, vă bate joc de jucători, ce faceți? Reziliez contractul. Păi nu mai îți dau niciun ban. Nu mai vreau niciun ban. Vreau să plec acasă. De asta zic, nu te oprește nimeni să faci lucrurile astea, dacă ți le asumi. Eu mi le-am asumat, am spus, domnule, eu nu pot continua, eu nu pot juca fotbal în condițiile astea. Sper ca asta să fie un exemplu pentru fotbaliști. Dar nu, e niciun exemplu. Ce crezi, că a însemnat ceva la momentul respectiv? Nu a însemnat nimic, pentru că patronii, președinții de club știu că jucătorii stau la coadă, nivelul este foarte, acum sunt foarte mulți fotbaliști, cel puțin în perioada când eram agent de jucători, aveam grupuri pe WhatsApp cu diferiți agenți, primeam câte, în perioada transferului, câte 200-300 de jucători pe zi, liberi de contract. Și de unii dintre ei bunicei și veneau și pe sume modice. De asta zic, având, știe, pleacă ăla, vine altul care acceptă. Și atunci de asta mereu se vor găsi cluburile să nu respecte jucătorii și jucătorii să fie neplătiți.